Vicepreședintele Consiliului Județean Florin Roman, de asemenea purtător de cuvânt al PNL, a stârnit o dispută fiind în contradictoriu cu Ovidiu Jidvean, președinte PSD Alba Iulia. Nici unul, nici celălalt nu au reușit să ne lămurească, nici chiar pe Facebook, de ce PSD Alba, într-o conferință de presă, cu doar o oră înainte de ședința de Consiliu Local, a hotărât în unanimitate să respingă votarea sumei de 14,5 milioane ca și contribuția municipalității pentru o asociație în care o firmă particulară va încasa majoritatea banilor. Florin Roman într-o postare pe Facebook. Nu-mi revin din circoteca de la Consiliul Local Alba Iulia. Cum naiba să ieși în conferință de presă la PSD, să spui că nu votezi subvenția și apoi, peste două ore să votezi pentru înșoirința de Consiliu. Din 4, 2 s-au reevaluat? Același Florin Roman spunea pe aceeași pagină de socializare. Astăzi binomul PDL-PPDD a mai dat o lovitură Alba Iulienilor. A mai băgat 3,5 milioane de euro în buzunar băieților deștepți de la STP, firma de casă a primarului Hava. Un vot a venit neașteptat și din partea domnului consilier Crișan de la PSD, care cu puțin timp înainte, în conferință de presă, anunța că votează taman invers. Și nu e prima dată când acest consilier PSD contribuie la satisfacerea intereselor de milioane de euro ale STP. Unii spun chiar că domnul Crișan ar avea și ceva rubedenii pe acolo, cum să declar dimineața și după amiaza să votezi pentru, curat caragiale cu Ane Crișan. Ovidiu Jidvean comentează la postarea domnului Roman. Florine, contractul cu STP, deși e un contract păgubos pentru Alba Iulia, e un contract semnat în urmă cu un an și aprobat de vechiul Consiliu Local și care, din păcate, este un contract aflat în vigoare și care, cu toată părerea de rău, trebuie respectat inclusiv acea clauză cu contribuția municipiului Alba Iulia. A respinge la nesfârșit aplicarea clauzelor contractuale înseamnă automat două aspecte: blocarea transportului public în Alba Iulia și atragerea răspunderii consilierilor care nu au votat un aspect legal. Eu unul nu sunt dispus la acest risc, tocmai pentru că văd, în primul rând, respectarea legii și apoi gargara politică. Iar Florin Roman vine cu replica: ok, Ovidiu, e punctul tău de vedere. Ce nu înțeleg este de ce ați mai făcut conferința de presă. Deocamdată nu ați obținut nimic decât promisiuni. Dacă rămân promisiuni, va trebui să îți asumi acest vot. Eu nu plâng de mila STP. Tocmai cred că s-a încălcat legea, întrucât caietul de sarcini este demn de o teză de șmecherie. Punctul tău de vedere este același cu al primarului Hava. Dar mă rog, fiecare judecă cum vrea. Ovidiu Jidvean vine din nou cu replica: te rog, nu mai menționa numele în mediul public, pentru că sunt un om care te respectă și nu vreau să facem un ping-pong de declarații și să încep și eu cu binomul PNL-PDL din Consiliul Județean, care ați dezavantajat toate primăriile PSD și implicit și cetățenii din aceste localități la bugetul pentru anul în curs. Hai să ținem nemulțumirile pentru noi și să le discutăm și să dovedim că în Alba totuși USL are șanse să funcționeze, nu doar să comunice pe Facebook. La care Florin Roman răspunde: la Consiliul Județean Alba primarii PSD au primit miliarde de lei. Nu uita că sunt doar 10 din 78. Dacă e prea mult, o să le comunici poziția ta. Întreabă-i pe primarii PSD și o să le cunoști altă opinie. În urma votului vostru ați primit 3,5 milioane de euro la firma de casă a PDL.